Profesor, pentru prezentarea foarte generoasă pe care mi-ați acordat-o. La fel vreau să îl felicit pe Vitalie pentru acest al patrulea volum. Îi doresc la cât mai multe și exact ce îi spuneam și lui, cu siguranță sunt convins că într-o zi voi spune elevilor mei că am fost coleg cu poetul pe care ei îl învață la limba și literatura română. Sunt convins că într-o zi poeziile lui vor ajunge în manualele de literatură. Evident, îl cunosc pe Vitalie în acești 3 ani, poate l-am cunoscut în toate ipostazele lui și nu mi-am dat niciodată seama de unde scoate el atâta durere în aceste poezii, până nu am aflat povestea vieții lui, povestea familiei. De aceea, cu siguranță, sunt convins că Vitalie pune toată durerea în poezii și în viața de zi cu zi încearcă să fie un om puternic, un tată bun, un istoric de săvârșit și un poet remarcabil. Poezia Ploile de sânge. Doamne, dacă aș putea, toate almele le-aș strânge, în neant le-aș arunca, oprind ploile de sânge. Doamne, dacă aș putea, aș da mana ta cerească, pe flămânzi aș sătura, n-ar fi nimeni să ceșească. Doamne, dacă aș putea, aș da haina de pe mine, pe cei goi aș îmbrăca, proslăvindu-te pe tine. Doamne, dacă aș putea, aș topi în crizanteme, îmbrăcând planeta rea într-o toamnă de poem. Doamne, dacă, dar tu știi, nu sunt decât o frunză în vânt, într-un pom de poezii, ca o umbră pe pământ.